Doamnelor și domnilor, bună seara! Temperaturile se mai ponderează. În mare parte a Europei va ploua abundent și vor fi vijelii. În Scandinavia, țările central-europene, Italia și vestul peninsulei balcanice. În orări temporare și pe alocuri ploi slabe vor fi și în Regatul Unit și în Franța. În centru se va răci semnificativ, 21 de grade vedem în Germania, Austria. În partea estică și nord-estică se vor înregistra în continuare temperaturi ridicate. La noapte, în țară, cerul va fi variabil în vest și mai mult senin în rest. Temperaturile minime se vor situa peste mediile multianuale în partea de vest și în partea sudică. 18 grade vedem la Timișoara. Dar, în depresiuni, iată, miercurea ciuc, vedem minus 1 grad, așadar noapte rece și condiții de brumă. Mâine, temperaturile se mai ponderează în țară. Prin vest vor cădea ploi cu descărcări electrice, iată Oradea și Timișoara. În restul țării, șansele de ploaie să știți că sunt mici. Va fi cald, vedem temperaturi cuprinse între 26 și 31 de grade. 27 de grade vor fi la Brașov, 28 Galați, Brăila, Bacău, 31 la Oradea și în București. Și dacă mâine va fi soare și 31 de grade în capitală, de marți să știți că vin ploile. Miercuri temperaturile coboară ușor la 28 de grade. La mare va fi soare, dar vreme în general cu temperaturi normale pentru a doua săptămână deja de toamnă. Vor fi 23-24 de grade pe plajă. Pentru cei care încă se bucură de vacanță pe malurile Mediteranei, ei bine, în Grecia vremea se menține frumoasă. Termometrele vor arăta 28 de grade în Zakynthos, 25-26 în restul stațiunilor. De vreme frumoasă au parte și turiștii din Spania. Dacă în partea nordică sunt 25 de grade, în sud vor fi, iată, 32. În Italia plouă abundent. Vor fi doar 24 de grade în Via Regio Toscana, 27 în Sicilia. Ne întoarcem în țară și vedem cum va fi vremea în marile orașe. La Timișoara, săptămâna vine cu ploi pentru următoarele 3 zile. Mâine vor fi 29 de grade. Marți, iată, doar 24 de grade. În est, la Iași, mâine și marți va fi soare și 28 de grade. Miercuri plouă și aici. La Cluj vremea va fi plăcută mâine, dar de marți se răcește considerabil. Iată o diferență de 8 grade. Să știți că o să plouă și aici. Mergem peste Prut. Vremea este frumoasă, mercurul din termometre urcă până la 25-26 de grade. Acestea au fost informațiile pentru astăzi. Eu sunt Elena Andrei, vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită!